cea mai mare afacere din istorie, Donald Trump a bătut palma cu princul Mo, subliniere tenitor al Arabiei Saudite, pentru 400 de miliarde de dolari video. Presubliniere dintele Statelor Unite, Donald Trump l-a primit marci la Casa Albă pe princul Mohammed bin Salman, Mo, subliniere tenitorul tronului saudit, relatează Reuters. Cei doi au discutat în biroul oval despre acordul bilateral încheiat anul trecut la Riad privind investiții de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei Saudite în SUA, inclusiv sub formă de achiziții de echipamente militare. Cu această ocazie, Trump a afirmat că vânzările din domeniul militar au contribuit la crearea a 40.000 de locuri de muncă pentru americani. El a prezentat grafice care ilustrau amploarea achizițiilor saudite, printre care nave, sisteme antirachet, avioane, sublinierei vehicule terestre, scrie Agerpres.ro. Relația este probabil acum mai bun ca oricând, sublinierei cred ce va deveni sublinierei mai bun. Făcut investiții enorme în țara noastră, sublinierei asta înseamnă locuri de muncă pentru lucrătorii noi, subliniere 3, a declarat presubliniere dintele presei, în timpul subliniere din cei foto alturi de oaspetele său. Vizita princului saudit în SUA este prima după ce a fost desemnat Mo, subliniere tenitor al tronului, în iunie anul trecut. El a vorbit în engleză, ceea ce în obi subliniere nu e subliniere T, remarc Reuters. Subliniere I a afirmat că implementarea completă a investițiilor țării sale în SUA va însemna un plus de la cele 200 de miliarde de dolari la un total de 400 de miliarde, în următorii 10 ani. Este un semnal că sunt multe lucruri care se pot face în viitorul apropiat, subliniere I mai multe ocazii. De aceea suntem astăzi aici, pentru a ne asigura ce am abordat toate oportunitățile, sublinierei, pentru a se scăpa de toate amenințările cu care se confruntă țările noastre, a declarat Mohammed bin Salman. Programul său cuprinde, sublinierei, etape la New York, Boston, Seattle, Los Angeles, San Francisco, sublinierei Houston. Chiar în timpul primirii la Casa Albă, Senatul Statelor Unite dezbatea o rezoluție privind încetarea sprijinului american pentru implicarea Arabiei Saudite în conflictul din Yemen, menționează Reuters. Agenda discuțiilor lui Trump cu fiul regelui Salman al Arabiei Saudite conține, sublinierei, alte subiecte, cum ar fi tensiunile cu Iranul, adversar comun în Orientul Mijlociu. Relațiile bilaterale americano-saudite au fost afectate în timpul mandatului presubliniere dintelui Barack Obama de eforturile acestuia de a încheia acordul nuclear cu Iranul din 2015, reamintește subliniere Reuters.